făcut să avem realizările care le-am avut pe domnul Ovidiu Donț. Văd că încă este punct negru, de aceea propun la vot. Cine este pentru? Dacă mai sunt, numai o secundă, nu dumneavoastră faceți votarea. Dacă mai e totuși cineva, vă întreb dacă mai e cineva care dorește să candideze. Întrucât n-aud nimic, eu deja văd fumul alb. V-aș consulta dacă acceptați procedura de vot deschis, prin indicare de mâini, dacă nu, trebuie să facem ordinele de vot. Deci vă supun procedura de a vota deschis. Cine este pentru vot deschis? În funcție de președinte al organizației municipale FSD Suceava, cine este pentru alegerea domnului Ovidiu Donțu? Voturi împotrivă? Voturi nule? Nu sunt. Abține? Felicitări, domnul președinte. Și dacă îmi dați voi acum, domnul președinte, dacă aș vrea să luați să-și formeze echipa. Mulțumesc. Să-mi formeze echipa de medalista. Se propunerea au făcut, dacă sunteți. Am înțeles. Cer scuze pentru micul moment de instabilitate. Timp de un minut, organizația municipală nu a avut președinte. Vă mulțumesc că ați respectat acest lucru. Stimați colegi, pentru prima dată pentru funcția de prim vicepreședinte îl propun pe doctorul Tiberiu Brădățean. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, doctorul Tiberiu Brădățean este începând de astăzi prim vicepreședintele Organizației Municipale Suceava PSD.